Referitor la cele declarate de domnul Marcel Pușca, și dânsul ne-a obișnuit în ultimul timp așa să fie vocea revoluționară din club. De data asta cred că cam exagerează. Nu, și au jucat, nu, îți spun eu, ei au vorbit așa, bă, trebuie să ne jucăm orice cartuș care avem. E o luptă pe toate fronturile. Hai să nu ignorăm și povestea asta. La ultima carte a lui, mai înțeles? Clar că au vrut să creeze presiunea asta, să mute atenția pe meciul de la Sfântul Gheorghe, pe rezultatul de acolo și presiunea care au pus-o, cum tu foarte bine ai remarcat, prin intermediul mass-mediei asupra jucătorilor. Pentru că vrând nevrând cei de la CFR Cluj, străinii care habar n-au că noi vindem blatul ăsta și la cofetării, îl întreabă pe antrenor, pe președinte, vorbesc între ei, bă, dacă conducerea face cu alții din echipă, bă, dacă e adevărat ce să scrie. De partea cealaltă poate fi presiunea și pe Sepsi. Lasă bă acolo să mai moale că uite, e aranjat. E treaba stabilită. Bă, de... vrei să spun ceva. Și acum vrei să creează suspiciuni. Marcel Pușcaș este un tip inteligent, eu îl șubit. Fără doar și poate. Așa. Vrei să spun ceva că una peste alta a funcționat? 2-2, ăsta îi menține în cărți. Îi menține în cărți pentru ultima etapă pe cei de la Craiova. Clar, Craiova are meci mai ușor la Hermannstadt decât va avea Sepsi cu FCSB-ul. Dacă se mai dă și decizia asta să rejoace meciul, iată că și-au atins obiectivul. Și-au atins obiectivul și se va juca cu calificarea pe masă dacă rezultatele vor fi așa cum își doresc cei de la Craiova. Eu zic că până la urmă presiunea a funcționat. Da, CFR-ul a câștigat. Corect. Punctul. Nu, Andrei, n-a câștigat CFR-ul până la urmă. Sepsi n-a câștigat. Nu, sau așa, am zis bine, n-a câștigat CFR-ul. Nu că, de ce spun n-a câștigat CFR-ul? Pentru că CFR-ul era favorit. Și că v-ați dovedit un bufon. Eu vă citesc ce a spus domnul Balaș. Așa este, așa este. După părerea lui, așa este. Probabil, numai că îi recomand să citească mai atent ceea ce scriu și să-mi spună unde este cea mai mică acuzație făcută la adresa oricărui club. Dacă știe limba română și citește, înțelege că nu este de fapt nici o acuzație, nici măcar un rând. Păi și atunci de ce așa supărat domnul Balaș? Nu știu de ce e supărat, habar n-am. Că bufon e un cuvânt dur. De ce? Și putem fi bufoni oricare dintre noi. Lumea asta sunt foarte mulți bufoni. Am înțeles. Bun, bun. A spus o presiune. Citește, nu. Citiți faptul că vreau să plec la Sfântul Gheorghe, să văd dacă mai trăiește, dacă mai există printre noi spiritul lui Jean Pădureanu. Și după care spun că sunt convins că nu mai există. Care e acuzația? Păi și domnul Pușca, Jean Pădureanu ce era? Șeful circului. Nu, și după aia spun, dar citiți, e limba română. Și după aia spun că sunt convins că nu mai există spiritul lui Jean Pădureanu, că pădurenii au dispărut dintre noi și că am rămas cu predictibilitate. Adică suntem convinși că nu mai sunt platuri. Deci Dumnezeu e așa greu. Deci nu vă cere scuze. Da? Pentru presiune. Păi n-am de ce. N-am de ce, pentru că n-am acuzat pe nimeni de nimic. Așa e, așa e. Da. Știți că eu vă admir. Eu vă cunosc de mult timp. Și eu. Da, eu vă cunosc de mult timp. Sunteți un timp inteligent, foarte inteligent. Da, așa? Mulțumesc. Nu, dar asta e adevărul, știți. Știți părerea mea că ne știm, nu, Marcele? Ca să discutăm așa. Ne știm de o viață, ca să zic. Mulțumesc frumos. Și știi părerea mea, mai înțeles? Eu ce pot? Te felicit. Presiunea ta a dat roade, până la urmă. Așa că nu e nicio presiune. Fiecare meci trebuie să se joace așa, dacă stăm să vorbim de presiuni. Păi la fiecare meci, din fiecare etapă, există presiuni ante sau post-meci la adresa arbitrilor. Uitați-vă la ce se spune despre arbitraje după fiecare meci. Păi e o acuzație mai gravă decât am făcut-o eu, pe care nici n-am făcut-o, de fapt. Sau înainte de meci, aoleu, iar ne arbitrează cu Xulescu sau Y-Culescu. Din fiecare meci, a ieșit Balin după meciul UTA cu nu știu cine, a ieșit Dan Petrescu, la redresa fiecărui arbitru. Pe alea nu sunt acuzații. Cel puțin la fel de grav, pentru că sunt directe la persoană. Eu nu m-am adresat la nicio persoană și n-am făcut absolut nimic în care s-a acuz pe cineva, decât că s-ar putea să mă gândesc, nu? Că se poate întâmpla în 2023 și ce s-a mai întâmplat în 2013 sau în 2003. Păi asta e întrebarea. De ce v-ați gândit la asta? A, să nu ne mai gândim la asta. Păi, dar acum 2 ani a fost un meci în care s-au trimis juniori în teren la nu știu ce etapă. Acum 2-3 ani. Nu mai trebuia Jean Pădureanu. Cum? Dar ce meci? Zi tare, Robert. Vă referiți la viitorul, domnul Pușca? Nu știu, a fost un meci acum 2-3 ani. Voi trebuie să știți mai bine. A fost viitor, a fost Craiova, a fost Timișoara la un moment dat. A, viitorul cu Universitatea Craiova? Și a trimis... Nu știu exact, a fost un meci, a fost un mare tâmbălău, acum 2-3 ani, pe tema... Că a trimis echipa lui Rotaru juniorii la meciul ăla, vă referiți? Habar n-am, nu mai țin minte exact la ce meci a fost, dar știu că a fost un mare scandal atunci. Da, mult mai grav decât ce-am făcut. Bun, și dacă vă suspendă comisiile, ce o să mai ziceți? Că să suspende pentru ce? Ca să suspenzi pe cine să ai un motiv. Balaș a spus că vă face referat la comisie și poate că nu se lasă până nu vă suspendă. Păi foarte bine, are dreptul ăsta să facă ce referat, dar îi recomand încă o dată să citească exact ce am scris. Dacă este vreo acuză la adresa unui club. Nici la adresa lui CFR, nici la adresa lui Sepsi. Am înțeles. Deci, domnul Pușca și dumneavoastră ați fost doar un apărător al integrității celor două echipe. Și a meciurilor din România. Și a meciurilor din România. Pe teren, fără influențe de niciun fel. Și așa trebuie să fie. Și deci am dreptate, sunteți un apărător al integrității și un mic erou care apără fotbalul românesc de nenorocire. Nu erou, apărător al integrității. Așa. Și faptul că sunteți la Craiova e doar o coincidență, domnul Pușca. Ai văzut că... Corect. Așa că domnul Balaș să citească mai bine și să... Să-și pună ochelari și să citească mai bine. Mie mi-a recomandat Hadnaghi să-mi iau traducător de maghiară. Îi recomand și eu lui Cristi, prietenului meu, să-și iau traducător de română. De română în română. Am înțeles. Până... Apropo, ați fost la meci? Suntem simpatici deja cu ce? Meciurile astea și cu interpretările pe care le facem. Da. Ați fost la meci, apropo? Dar sigur că da. Și cum ar descrie apărătorul integrității? Păi m-am dus frumos, l-am rugat pe Arpad, un prieten de-al meu din Hăghic, să rezolve niște meci. Am ajuns cu vreo 3-4 ore înainte de meci, am mâncat un gulaș la el, ne-am dus împreună la meci, am asistat la meci frumos, atmosferă frumoasă, tot a fost în regulă. Bravo combatantelor, bravo antrenorilor, tot a fost impecabil. Încântat de rezultat sau era mai bine dacă bătea CFR-ul? Măi, era mai bine dacă bătea CFR-ul, da? Nici așa nu-i chiar foarte rău și stăm la mâna noastră și până la urmă și noi trebuie să facem ceva, nu? Da, degeaba beneficiezi de niște rezultate ale altora dacă tu nu faci ceea ce trebuie să faci. Deci noi avem un meci foarte, foarte dificil. În primul rând avem o comisie astăzi care va decide ceea ce va decide, într-un fel sau altul, după care avem duminică un meci foarte important. Și meci greu. Foarte greu, o echipă foarte bună și deci nu depindem doar de alții. Depindem și de noi, mai ales de noi. Avem o informație nouă, chiar acum băieții de la site, de la fanatic.ro mi-au scris acum că avem o informație nouă. Ați făcut o adresă către LPF să întrebați când s-ar putea rejuca meciul cu Sepsi în eventualitatea în care, bineînțeles, recursul dă rejucare. Iar informația noastră este că LPF v-a trimis un răspuns oficial prin care spune că singura dată în care Craiova cu Sepsi se poate rejuca este 9 martie, adică poimine. Nu știu exact despre ce vorba, am ajuns azi noapte târziu. O să merg și eu azi la comisie, la ora 4, să văd ce Dumnezeu se întâmplă. Bun, dar ați putea fi, eu vă întreb fizic, se poate juca? Nu, sunați-l pe domnul Mititelu pentru treaba asta, precisie în cunoștință de cauză, 100%. Nu, asta e clar că o să-l sunăm, dar fizic se poate juca poimine? Eu, din punctul nostru de vedere, se poate juca oricând, că doar e fotbal. Păi. Și noi putem juca după emisiune un meci. Bun, da, înțelegeți. Dar, acum nu sunt condițiile organizatorice îndeplinite. Transport, etc. Adică vi se pare totuși complicat, normal că se poate juca. Se va găsi, dacă se va ajunge la 9 martie. La o dată fixă, fixarea unei date, probabil că nu va fi 9 martie. Ceea ce, pe părerea mea, e exclus. Dar mă rog, nu e imposibil. Da, deci nu e, din punctul ăsta de vedere, cu toate dificultățile, dacă e pe 9 martie, jucați pe 9 martie, asta e, nu? Da, dar din câte știu eu vine o întrerupere de campionat, din câte știu. Păi da, dar întreruperea de campionat vine după prima etapă de play-off. Nu știu, atunci ați pregătit o altă portiță, o altă... Da, dar nu, deci din păcate pentru situația asta se joacă prima etapă din play-off și după aia vine naționala. După aia vine, dacă era naționala înainte... Vedem, poate jucăm, nu știu, să vedem. Haideți să așteptăm ora 4 să vedem ce decizie se ia la comisia de recurs și după aia vedem dacă jucăm, când jucăm, unde jucăm, cu cine jucăm. Da, e în regulă, vă țin punii, deci nu vă e frică de nicio suspendare, ați apărat integritatea competiției. Atâta timp cât limba română este foarte clară, este o limbă latină, este o limbă veche, cunoscută de toți locuitorii patriei. Vreau să vă mai întreb ceva, dar sincer, în sufletul dumneavoastră, v-a fost totuși puțină teamă că scenariul pe care l-ați avansat s-ar putea face? 1,5 contra 6 puncte, puțin așa în suflet. Vorba lui Danus Diaconescu, trăim în România, adică la lui Mircea Banea, parcă, trăim în România și asta ne ocupă. Nu, al lui Dan Diaconescu, trăim în România și asta ne ocupă tot. Da, corect. Da. Deci e posibil orice scenariu la noi este posibil. Degeaba ne dăm cutibonzi și apărătorii, știu, corectitudinii în multe situații, în sinea multora, lucrurile stau totuși cu totul altfel. Credeți că și semnalul de alarmă care l-ați tras